Sentință în cazul șocant al unei fetițe din Vatra Dornei, care ar fi fost violată de propriul tată și de unchiul ei. Aceștia au primit în primă instanță ani grei de închisoare pentru abuzurile pe care le-a suferit fetița pe când avea numai 10 ani. Mai mult, cei doi vor trebui să-i plătească și daune morale victimei lor. Cu toate detaliile vine chiar acum colegul meu Cristian Cosmaciuc. Cristian, bun găsit! Ce pedepse au primit cei doi bărbați? Bun găsit! Tatăl fetei a primit o sentință de 15 ani de închisoare pentru viol și alți 4 ani pentru infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului. Pedeapsa rezultantă pe care bărbatul ar trebui să o execute este de 16 ani și 4 luni. Unchiul fetei a primit de asemenea 15 ani de detenție, el fiind judecat doar pentru viol. Cei doi se află încă în libertate, sub control judiciar, întrucât decizia judecătoriei Vatra Dornei nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Faptele celor doi s-au întins pe o perioadă de 3 ani de zile, imediat după ce victima lor a împlinit vârsta de 10 ani. Imediat după toată această perioadă de coșmar, încheiată în 2019, faptele agresorilor au ieșit la suprafață, iar fetița a fost preluată de Direcția pentru Protecția Copilului Suceava. Cazul i-a șocat până și pe asistenții sociali, care au ridicat-o de urgență pe copilă de acasă, mai ales că existau și suspiciuni că ar putea fi însărcinată, fapt care în cele din urmă s-a dovedit a fi neadevărat. Ajunsă în centrul pentru copii abuzați, fetița a povestit tot ce i s-a întâmplat, iar procurorii au demarat o amplă anchetă pentru a dovedi vinovăția celor doi. S-a ajuns inclusiv la testul poligraf, unde agresorii au ieșit ca fiind nesinceri. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, judecătoria Vatra Dornei a decis ca bărbații să achite fetei și suma de 10.000 de euro fiecare, drept daune morale.